Eu cred că e obligația noastră aici la Suceava să facem așa ceva. Sigur, există Festivalul Internațional George Enescu. Noi ne gândim la un festival național, fiecare vorbește despre ceva. Calatisu sau alții vorbesc despre acțiunile lor, evenimentele lor. Un festival național Ciprian Porumbescu, de cântece, de folclor. Și poate că îl anunțăm acum și o să-l pregătim foarte bine, începând de anul viitor, din 2010, și sper să participați și să fim nucleul care inițiem așa ceva. De aceea vă cer sprijinul ca să inițiem această acțiune și să o anunțăm în premieră astăzi, aici la Suceava.